Secrete de familie. Episodul 5. Dormitor Rodica, 1986. Camera asta n-a fost dintotdeauna așa. Adică s-au tot schimbat piesele de mobilier de-a lungul timpului. De exemplu, lustra asta nu a fost dintotdeauna asta. Până când a apărut asta, am avut un corp de porțelan, un model vechi, probabil de la bunica mea. Rămasă de la ea, da, sigur știți, sigur ați văzut. Dar acum e asta. Aia veche avea baza aia de porțelan pictată cu floricele, așa ca o farfurie de ciorbă, așa arăta. Cum erau farfuriile înainte? Nu ca astea de acum, de la Ikea. Din poziția în care stăteam de fiecare dată, vedeam așa. O parte din lustră. Îmi amintesc de fapt petala unei floricele albastre. Număram tot timpul cele trei stamine. Una, două, trei. Pentru că de la un punct încolo atât dura. Unu, doi, trei. Apoi a venit lustra asta și din același punct fixăm. Unu, doi, trei. Asta nu se schimbase și nici poziția. Deci la lustra asta fixam. La un moment dat am simțit nevoia să fixez în timp. Și nu puteam. Nu puteam să mă leg de nimic. Îmi dau seama... Nu puteam să-mi aduc aminte câți ani am, câți ani aveam, ca să-mi dau seama unde erau ai mei și ce făceau și unde lucrau și dacă erau plecați. Lustra asta nouă a venit la pachet cu mobila. Dormitor Rodica. Așa se chema. Știți cum erau dormitoarele alea când le cumpărai din magazin și acum mai există în unele magazine de mobilă vechi, alea pe stil vechi, dormitor Rodica, dormitor Doru, camera de tineret. Și dormitorul meu Rodica a venit în 86. De unde știu? Pentru că, uite, aici era o etichetă pe care scria dormitor Rodica 86. Deci, aveam 9 ani. Asta înseamnă că s-a întâmplat și înainte de dormitor Rodica și după dormitor Rodica. Deci și înainte de 9 ani și după. Ei erau prieteni de familie cu ai mei. Ne tot vizitam, veneau ei la noi, făceam așa niște mici petreceri între noi mai degrabă. Nu țin minte să fi fost casa plină. Eu nu ieșeam din camera mea, nu stăteam niciodată cu adulții. Când intra la mine în cameră, îmi imaginez că le spunea alor mei și nevestesii, mă duc la Corneluș să o salut sau să văd dacă și-a făcut temele sau o chestie din asta. Că altfel nu-mi explic cum ajungea el la mine în cameră. Și atunci erau așa, pipăieli, adică se așeza lângă mine, foarte aproape de mine, de obicei se așeza în fața mea. Eu ce făceam în cameră? Mă jucam sau îmi făceam temele sau citeam și intra el, se punea în fața mea și își băga degetul lui mare în gura mea. Târziu mi-am amintit că se freca de mine cu pubisul. Odată însă a venit când eram singură acasă. Se asigurase că sunt singură și mi-a spus când a intrat, am trecut pe la maică-ta pe la birou. Și m-a dus în camera mea și m-a dezbrăcat complet, apoi s-a urcat pe mine. Atunci am fixat pentru prima oară floricica albastră. 1, 2, 3, până atunci nu ejaculase. Da, eu nu înțelegeam nimic. Știam doar că e foarte rău, că eu fac ceva extrem de rău. Eram extrem de speriată. Mie mi-era frică de ai mei, frică, nene, frică, de... habar n-ai ce e. Erau niște cretini. Eu nu aveam nicio relație cu ei. Mă parcaseră la bunica mea la câteva luni, de unde m-au luat la 7 ani, când am început școala și prin tot ce făceam, nu făceam decât să-i deranjez. Și dacă respiram, îi deranjam. N-aveam voie să spun nimic, să comentez, să bâzi, să cer, nimic. Nici nu ieșeam din camera mea. Măcar atât, aveam camera mea.
De taică mi-o era frică. Că el are așa un temperament vulcanic. Iar maica mea se supăra din orice. Mi-a era pe șantaj emoțional, așa. Așa că nici prin cap nu mi-a trecut că aș putea să le spun. Și n-am spus la nimeni, nici prietenei mele cele mai bune, nimănui. În capul meu era așa. Dacă află cineva, va fi un singur pas până vor afla și ai mei și sigur m-ar fi găsit vinovată și mi-era frică. Dar ce era îngrozitor e că eu nu puteam spune de ce mi-era teamă. Era ceva așa nedefinit. Eu nu mă vedeam existând după ce ar fi aflat. Cel mai nasol a fost la o petrecere mare, care nu era acasă la noi. Era undeva la o casă de la țară și erau mulți oameni și știu că eu aveam asta în cap, că sunt mulți și că nu are ce să facă. Și știu că eram cu toți copiii afară, eram mulți copii, toți adulții de la petrecere veniseră cu copiii. Era inclusiv băiatul lui acolo, că avea un băiat cam cu un an mai mic. Stăteam toți copiii în cerc, ne jucam ceva. Casa avea o curticică și o ogradă. Noi ne jucam cumva aproape de gardul dintre ele și țin minte că erau niște găini pe acolo și niște cuști, probabil cu iepuri. Și el a venit și m-a luat din mijlocul copiilor. Corneluș? Numai așa îmi zicea. Am înghețat. Că eu mă simțeam așa, cumva protejată de copiii ăia. Îmi spuneam că nu o să vină să mă ia de acolo. Și el a venit și m-a luat și mi-a zis, hai să mergem. Ne-am dus spre budă, era o budă din aia, din fundul curții. Și zice, hai să intrăm aici. Și am intrat și zice, dacă te întreabă vreun copil ce am făcut, tu să spui așa. Că nenea Aurel vrea să-mi dea un iepuraș, dar nu vrea să-mi dea decât mie, că nu are pentru toți copiii și de-aia m-a luat deoparte. Să-mi spună ceva și că vrea să-mi dea iepurașul. Și s-a deschis la pantaloni și m-a pus să-i o sug. Când am ieșit de acolo, m-a întrebat chiar fiul ce-am făcut și eu i-am zis cu iepurașul. Asta a fost și ultima întâlnire cu el. De atunci nu l-am mai văzut. Dar s-au și răcit relațiile cu ai mei. Deși nu cred să aibă vreo legătură cu mine. Eu am știut tot timpul. Și eu am știut. Nu, adică nu că am știut, dar era așa că mi se părea mie că ceva nu e în regulă. Era sub ochii noștri. Adică parcă era ceva dubios, dar nu înțelegeam. Păi atunci nici nu s-auzeau de astea. Și mă gândeam, hai domnule, termină ce ai nebunit. Nu știam de o viață pe Aurel. El și nevastă să erau prietenii noștri cei mai buni. Știi cum e, că ajuns să te întreb dacă nu ai luat-o tu razna. Dacă nu ești cumva tu ăla nebunul, dacă te gândești la așa ceva. E, că eu făceam că... Ce să tot duce el să o salute pe fată și de ce stătea atât? Când îl vedeam că se ridică de la locul lui și l-auzeam, mă duc să o salut pe Corneluș, îmi creștea tensiunea. Mie mi-era și jenă să mă duc după el și să văd ce face. Era ca și cum l-am fi bănuit de ceva. Nu, că nici nu merge așa. Adică dacă n-am încredere în tine, la ce te-am mai invitat la mine în casă, nu? N-am vorbit niciodată între noi despre asta. Eu am deschis de câteva ori discuția, dar... N-am îndrăznit, pur și simplu. Mi se părea așa că dacă vorbesc despre parcă îi dau consistență. Și poate că... Nici nu era nimic. Da. Dacă începea să fie când noi am fi vorbit. Poate nu era nimic și noi am fi făcut să fie. Nu pot să le spun acum. M-am tot gândit. Adică maica mea ar fi terminată. Are aproape 70 de ani. Ce să-i fac? M-am tot întrebat. Am stat cu mine așa și mi-am zis, ce rost are acum?
Are vreun sens? Poate lui taică-miu i-aș zice. Poate. El are așa o parte foarte rațională. Știu că n-ar lua o raznă. Maică-mea ar muri a doua zi. Nu ar suporta să mai trăiască cu doza asta de vinovăție. Cum? Cum ar putea ea să fie responsabilă de ceva atât de grav? Da, cel mai groază de fapt îmi e, de fapt asta e, de aia nu le pot spune. Dacă îmi vor răspunde, nu te credem, ce prostii spui tu acolo? Abia asta n-aș putea suporta. Ați ascultat Secrete de familie, episodul 5, Dormitor Rodica 1986. Au interpretat Cristina Toma, Adrian Angel, Carmen Lopăzan. Text și documentare Elena Vlădăreanu. Muzică originală și ilustrație muzicală Miron Ghiu. Sound design Petre Fall. Visuals Liliana Basarab. Regia Robert Bălan. Un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.